Peștile pe toți vă așteaptă. E lumea tuturor frumoasă și bogată. Eroi cu prințese și zâne fermecate. Aventuri pe alese prin lumi colorate. Bine ați venit la Tristuța cu povești. La noi ai poposit și faci tot ce dorești. Avem prinți și prințese, copii talentați, povești nemuritoare pentru copii mărici și Georgi, dragi bună dimineața, dragi copii, așa dragi este. Părinți care ne urmăriți în fiecare sâmbătă de la ora 10 dimineața. În fiecare sâmbătă la VSTV Regional și, bineînțeles, reluare joia de la, de la ora 13.30. Să fieți alături de noi dacă cumva pierdeți emisiunea, ne găsiți joia. Georgi, ne-am cam înmulțit, da. Din câte se vede, emisiunea de pe VSTV TV. Despre VSTV Regional este tot mai urmărită, da. Și tot mai mulți copii ne sună și ne bucurăm că vor să vină la noi în emisiune. Vă rugăm în continuare să faceți acest lucru, să ne sunați, să ne căutați pe Facebook Andrada Maria Bobiș, Georgiana Elena Popan. Ne găsiți, puteți să ne luați legătura cu noi și cu drag vă așteptăm în măsura în care putem să organizăm cât de repede posibil să veniți alături de noi. Și să fiți alături de noi într-un platou minunat. Unde copiii sunt de asemenea minunați. Haideți să ne prezentăm, da. Este, astăzi este o zi, Georgi, mai specială. Este foarte specială, da. Georgi, vreau să spun că mi-am pregătit niște cizme. Le-am cumpărat, Andrada. Dar niște pentru ce? Păi de ce? Pentru că le-am cumpărat, da, așa erau de mari că așa? Aveau intrat pe ușă. Mare, am fost cu minte. Ah, am înțeles. Și de seară, nu știi ce este, știi ce este de seară? Ajunul lui Moș Nicolae. Și noi abia așteptăm de seară să primim multe, multe surprize. Așa este, de-abia voi, cei de acasă v-ați pregătit cizmulițele, să le lustruiți. Să le bine, după ce pregătiți, după ce vă dați la emisiune, nu înainte, nu în timpul emisiunii. Bineînțeles, învățați ce trebuie să faceți aici cu noi. Până atunci, haideți să ne prezentăm cei de aici. Acești copilași frumoși au dus deja ghetuțele, au pus acolo așa lustruite, că cine știe, poate întâmplător, Moș Nicolae trece și astăzi pe la aici, pe la VSTV, înainte de Moș Nicolae. Oare și să mă descați? Acum e prea târziu, Andrada, pentru tine. Dar nu le-am adus dacă, și... Nu, dacă ți-a dus ghetuțele. Eu le-am pus acasă. Acum acasă să primești. Spui. Îmi pare rău, era surpriza mea pentru copilași. Data viitoare să-ți spun. Hai și ție anul viitor. Da? Bună dimineața. Cum hai te să numești? Vedem. Luca Minerva. Și câți alisori ai? 6 ani. Și tu ești la școală? Da. Unde ești la școală? La pedagogic. La pedagogic. Ia uite-te acolo la cameră și fă-le cu mâna părinților. Așa. Și doamne învățătoare și colegilor tăi. Mai departe. Pe mine mă cheamă Mihai și am aproape 5 ani. Ai aproape 5 ani. Și ești la facultate? Nu. Da, unde ești? La liceu? Da, unde ești? La master. La?
la Berlin. Ești la grădini, încă e la grădini. Hai să mergem mai departe. Pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Pavel Andreea și am 5 ani. Uitați-vă acolo la cameră să vă vadă și Moș Nicolae. Și faceți cu mânuța. Mai departe, cine este acolo? Pe mine mă cheamă Nuțescu Ștefania Larisa și am 7 ani. Capul sus, capul sus să te vadă, mușu. Pe mine mă cheam Denisa Bată Maria și am 13 luni. Bravo, Deni! Pe mine mă cheamă David Morcoi și am 4 ani. Hai să vedem și aici. Nu se vede de tine. Cine este aici? Bună dimineața! Morariu și am 4 ani și la grădinița. Bun, hai să vedem mai departe. Cine este aici? Eu sunt Francesca Morariu și am 6 ani. Și tu ești la ce școală? Pedagogic. La pedagogic. Mai departe, cine este aici lângă tine? Bună dimineața, eu mă numesc Pavel Madalina și am 7 ani. Și ești foarte frumoasă, foarte frumoasă îmbrăcată. Mai departe. Pe mine mă cheamă Bodrogean Maria și am 7 ani și sunt la Pedagogicul Mare. Și cum îi saluți pe colegii de acolo? Ciao! Ciao! Și le spunem un mesaj tuturor colegilor, fetițelor și prințeselor și prinților, să fiți cuminți pentru deseară. Da, absolut, neapărat. Aici mai este o domnișoară. Georgi, nu știu, nu cunosc. Nici eu. Cum te numești? Pe mine mă cheamă Bobici Caila Maria. Oh, ce interesant! Și pe tine, coincidență de nume. Da, coincidență. Poate că și coincidență de adresă, nu? Probabil. Se prapoate. Mai departe, bine ai venit. Și la ce școală ești tu? La avea mea acum. Ia salută și tu pe colegii tăi. Da, școală minunată. Întotdeauna avem foarte mulți invitați frumoși de acolo. Pe mine mă cheamă Rihana Maria și sunt la școală generală 5. Bravo, bine ai venit, Ana Maria, bine ați venit. Dragi copilași frumoși, haideți să ne așezăm. Ne așezăm, așa. Urmează momentul pe care voi l-așteptați, da. Mult. Haideți mai încoace, Ștefi, haideți mai încoace, mai către mine, așa, mai deschideți, mai mult, Mihai, mai încoace, veniți mai încoace, așa. Și ia uitați-vă la mine. Acum este momentul pe care trebuia să-l facem de foarte mult timp. N-am mai spus povești de foarte mult timp. Așadar, Andreea, mai încolo, iubită, mă duc mai încolo, așa, iubită. Așa, Ștefi, și tu mai încoace? Așa, Deni, uite așa, hai de aici așa, în față, Maria. Așa, bun. Atenție. Sunteți pregătiți? Ne așezăm bine. Inspirăm și expirăm și inspirăm și expirăm. Și ne concentrăm. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi sigur nu s-ar povesti, de mult de tot, doi bătrânei care nu aveau copii, care erau săraci, lipiți mământului, aveau o căsuță mică, de-abia se mai ținea. Dacă suflai, cădea pe jos. Oamenii aceștia aveau cel mai drag și cel mai drag un singur covoraș. Covorașul lor frumos pe care bătrânica îl pususe când ea a fost tânără. Știți că mai de mult la țară, femeile, așa făcea, așa ne-a învățat și doamna Maria Iftincăi, femeile, ele își făceau un covoraș pe care îl puneau în fața, în biserică, în fața preotului și când se căsătoreau. Și acel covoraș era cea mai mare bucurie pe care mai aveau ei, cea mai dragă amintire. Ei, dragii mei, pe lângă acest covoraș nu mai aveau nimic. Și în fiecare zi tot mai greu le era, nu mai aveau bani, nu mai aveau mâncare, dar aveau credință. În fiecare zi se rugau Sfântului Nicolae sau lui Moș Nicolae, cum îi spuneam noi copiii. În fiecare zi și ori de câte ori, la rândul, ori de câte ori se rugau Sfântului Nicolae, venea și ajutorul. Negreșit! Uneori se rugau să le dea măcar puțin tică pâine și cineva bătea la ușă și le dădea puțină pâine. O alte ori se rugau doar poate cineva să aducă o lumânare, că pe atunci nu era electricitate, ca să aibă și ei puțină lumină seara și cineva bătea la ușă și le dădea o lumânare. Știau sigur că era Sfântul Nicolae care făcea aceste minuni prin alți oameni. Dar iată că a ajuns, draga mea Maria, în așa hal de sărăcie încât nu mai avea nimic, nici tu mâncare, nici tu haine groase. Se făcuse frig afară, era iarnă, se apropia chiar seara de Sfântul Nicolae, chiar acum, ca și noi astăzi, în seara aceasta,
era frig afară și era vântul. Vai, sărmănuții de ei, nici măcar un lemne nu mai aveau. Iar femeia a spus: măi omule, hai să vindem covorașul. Nu se poate, femeie, cum să vindem covorașul? E cea mai dragă amintirea noastră, tot ce avem noi mai scump. Nu, trebuie să ne rugăm Sfântul Nicolae. Și se rugau: Sfinte Nicolae, bunule, Sfinte Nicolae, te rog, fă o minune, câteva lemne, o pâinică, ceva, fie-ți milă de noi, că tare e frică afară și ne e greu. Dar tot rugându-se, nici cum să se întâmple minunea, nimeni să bată la ușă, nimeni să le spună măcar bună ziua. Și într-un final, femeia a zis: omule, n-avem ce să facem. Mâine dimineață te duci cu covorașul nostru cel drag și să-l vinzi, ai înțeles? Să avem și noi ceva bănuți ca să ne cumpărăm de aleguri. Trist, toată noaptea s-a rugat bătrânelul și a spus: Sfinte Nicolae, te rog, tu le faci pe toate și dacă vrei, poți să ne ajuți și anul acesta. Fii bun, noi pe tine mult te iubim. Hai, fă minune, mâine chiar este praznicul tău, te sărbătorim pe tine, Sfinte Nicolae, nu ne lăsa. A doua zi, dragii mei, bătrânica și bătrânelul au plecat tremurând sărmănuții de ei la biserică dimineața, că era sărbătoare, iar apoi bătrânelul a luat cel mai drag covoraș și l-a dus în piață. Ei, dar cine să cumpere acum covorașul acela care cândva de mult era frumos, colorat, minunat, acum era tot jerpelit, rupt, mânca de moli, plin de praf. Cine să cumpere așa un covoraș? Sărmânțul de el tremura de fric, se gândea: cui să-i dau covorașul ăsta? Cine să mi-l vândă? Și pentru doi bănuți l-aș vine numai să primesc în dar pe cineva să-l cumpere. Și ce să vedeți, dragii mei? Cum a făcut un pas în piață, unul singur, de dată un bătrânel s-a apropiat și a spus: bună ziua, aș vrea să cumpăr covorașul acesta. E al meu? Așa rupt și prăpuit cum e? Da, cât costă? Păi, cât să fi costa? Vă dați seama că mai mult de 2 lei nu costa. Cât vreți dumneavoastră, conașele? A zis bătrânelul. A zis bătrânul: dacă ți-l iau cu 100 de galbeni, e bine? Vai, bucuros, cum să nu? Dar nici nu merit atâta, nu-i nimic, a spus omul. Îl cumpăr cu 100 de galbeni și îți mulțumesc eu foarte mult. Cu dragă inimă. L-a luat, a luat înapoi banii, a mers să cumpere mâncare, haine groase, să ia lemne și apă, bineînțeles, și lumânări. Dar ce se vede, dragii mei, pe când s-a întors acasă cu plațele pline de aleguri, bătrânelul, bătrânica noastră, care se gândea că acum este tremura de frig și era toată speriată și plângea de dorul covorașului, ce se vedeți? Când a apoi intrat bătrânul în casă: bună ziua, femeie dragă! Dar ce cu covorul nostru? Cum a ajuns acolo? Doamne, iartă-mă că numai ce l-am vândut în piață. Păi cum adică? L-ai vândut deja? La mine a bătut la ușă până să fi fost tu plecat un domn mai în vârstă cu barba albă și a spus: ia uite, soțul tău ți-a trimis acasă acum covorașul. A spus că nu mai trebuie să-l vindeți. Adevărat? Și m-am trezit, ia uite, și cu bani și avem și covorașul înapoi. Ce minune! Ia stai, femeie! Ia adun cu acea icoana, Sfântul Nicolae. A dus de grabă icoana și când s-a uitat a zis: femeie, ia uite-te mai bine, nu cumva asemăna foarte bine omul care ți-a dus covorul cu Sfântul Nicolae? Doamne, Maica Domnului, a zis femeia, ai dreptate, chiar el a fost Sfântul Nicolae, ne-a ascultat rugăciunile. Și uite așa, dragii mei, pentru că bătrânei au avut credință și au știut că sigur Sfântul într-un final îi va ajuta, chiar de ziua lui Sfântul Nicolae, au primit și covoraș înapoi și multe, multe daruri ca să le fie bine. Și-a mâncat lecat pe oșa și v-a spus povestea așa. Uiha! Dragii mei, aceasta nu este doar o poveste, este o întâmplare adevărată. Și așa de încheiere, vreau să recomand și părinților și tuturor copiilor de toate vârstele această carte. Se numește Minunile și viața Sfântului Nicolae. Pentru copii, pentru părinți și bunici. Sunt foarte, foarte multe povești frumoase pentru toate vârstele cu viața și cu minunile sale. O recomand de toată inima și mulțumim frumos și sponsorilor pentru această carte minunată. Acum
Eu v-am spus povestea Sfântului Nicolae. Cine vrea să-mi spună și mie o poveste? Câte o poezie. Sau o poveste, poezii, o poezie. Poezii, poezii. Cine vrea să ne spună? Hai că eu te ajut, Georgia. Uite, începem din, uite, din partea care, de vedem. Acolo. Ana, spune-ne tu o poezie. Dar să uiți acolo la Dodi, să te asculte. Așa, evită. Moșule cu zâmbet drag, vino și la mine prag și te rog să nu-mi aduci nici stafide și nici nuci, bomboane și jucării să-mi aduci atunci când vii. Ce frumos, bravo, hai să aplaudăm. Foarte frumos. Mai departe. Hai din cine mai are curaj? În partea cine cealaltă. Curaj? Hai. Hai să vedem partea cealaltă. Uite, uite Francesca. Așa, Franci. Începem cu Franci. David, hai puțin aici lângă mine, să nu stăm cu spatele, că ne vede moșul spatele și nu o să știe cui să-i aducă surprize în cismulițe. Așa, Franci, hai să te auzim. Sunt curate, periate, ce mai par ca fi împachetate. Când eu mă voi trezi, lângă ele voi fugi, ca să văd ce mi-a adus și poate că în al tău drum o să vezi pe Moș Crăciun. Spune-i că îl așteptăm, sănătate! Bravo! Bravo! Felicitări! Cu sănătate și noi ne urăm! Și surioara ta? Spune și ea o poezie. Hai să ne uităm așa, Franci. Op, 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 și așa ne vadă părinții. Cizmele mi le-am pregătit, cu pelea mi le-am rostit. Și să crezi de să mă vezi, că deși sunt tare mică, eu cred că sunt voinică. Tu ești mică? Nu ești mică! Dar sigur ești bravo, voinică, bravo! Foarte frumos! Hai să vedem aici cine mai vrea, Maria. A fost odată ca niciodată, găsi cine ți-ar povesti. Un băiat tare sărac și el vroia să se adopte, numai că n-avea la cine. Și într-o zi tot cum mergea el așa, a văzut departe o grădiniță și a fugit repede spre ea și a întrebat: vă rog frumos, pot să stau și să vă cumin la grădiniță? Și a lăsat, fiindcă a cerut frumos. Și după a găsit o școală. Și tot la fel, i-a lăsat. Și după un liceu și tot așa, până a vizitat toată lumea. Și oamenii i-au plăcut de el, pentru că a văzut cum vorbea, cât de frumos și... L-au îndrăgit. Da. Și atunci copilul a văzut că îi place de el și atunci a zis că poate să se ducă să vină în târg mâine și atunci o să vadă și atunci o să aleagă pe cineva doar dacă îl ajută să meargă în lumea viselor. Și atunci nicio familie n-a putut. Și mai era acolo în spate o familie care nu era nici săracă, dar nici bogată. Și ei își doreau tare mult un copilaj. Și ei au încercat până a reușit să meargă în lumea viselor. Și acel băiețel i-a arătat secretul lui. El, de fapt, era Moș Nicolae. Și pentru că l-a ajutat să meargă în lumea viselor, i-a dăruit un cadou. I-a dăruit un copilaj. Și atunci, și în ziua de astăzi, Moș Nicolae mai este prin lumea viselor și de fiecare dată când îi trebuie să ne aducă cadouri, vine din lumea viselor și se întoarce înapoi. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Hai să vedem. Bravo, felicitări. Cine mai vrea să spună? Uite aici așa o fetiță. Ah, mă dă? Așa. A fost odată ca niciodată doi copii. Unul era bolnav și erau frați. Celălalt s-a rugat ca să nu mai fie răcit la Moș Nicolae. Și de fiecare dată când vrea asta... se întâmpla,
dar el tot era răcit, numai că l-ajuta un pic. Și după aceea a zis, te rog frumos să te faci bine. Eu sunt fratele tău și îmi place foarte mult de tine. Și într-o zi s-a întâmplat să se facă bine. Amândoi s-au îmbrățișat și împreună s-au rugat la Moș Nicolae ca să le aducă nu numai cadouri, dar să se facă bine și cei bolnavi. Și noi dorim de asemenea tuturor copiilor multă sănătate, foarte frumos, bravo! Și am încălecat! Eu așa și m-am spus poveste așa. E așa, foarte frumos! Hai să vedem, Ana Maria? Ana Maria. De pe dealul și Coclaie vine Moșul Nicolae, cu sarmale încărcat, cu daruri de neuitat. Ok, bravo, foarte bine! Mai departe. Ștepi, mai ai puțin tică răbdare. Andrei, tu ne spui ceva? Mihai? Hai să ne auzim. Un cântecel! Și poezie? Ne spui și o poezie apoi? Da? Hai să te auzim. Așa poezia. Andrean împrăcte Ian, arătă-ți copii cu mință și un cemoș Nicolae. O corindă frumoasă că-ți învață învățat. Moș bătrân, dar știe când vâna s-a scurtat. Bravo! Mai departe și cântecelul? Te mai gândești? Bine, hai să vedem. Denine, zici și tu? Nu ne zici, Ștefi? Te rugăm, spune momentul tău, ia zi. A fost odată, chiar niciodată. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un moșuleț care era foarte, foarte sărac. Dar se mulțumea cu ce avea. Într-o zi, când el tot se ruga la Moș Nicolae, atunci... Moș Nicolae de fiecare dată l-ajuta, dar numai câte puțin, puțin. Într-o zi, bătrânelul s-a decis să se roage de dimineață până seară. Și atunci, ca să creadă că el credea că o să meargă. Și chiar așa, dragii mei copii, a mers, dar din păcate, bătrânelul s-a îmbolnăvit. Dar și n-a știut ce să facă, așa că s-a rugat în continuare la Moș Nicolae. Atunci, dintr-o dată, s-a făcut mai bine. Fiecare zis tot mai bine. Și până la urmă a reușit să nu mai fie bolnav, pentru că l-a ajutat Moș Nicolae. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Uiha! Bravo, foarte frumos! Până la final o să vă și întrebăm fiecare să vă gândiți până la final emisiunii. Poate am mai uitat câțiva dintre ei au sigur emoții și au mai uitat poezii. Și ce v-ați dori să vă aducă Moș Nicolae, da? Ne ascultă acum Moș Nicolae, sigur, la ce povești frumoase și ce poezii frumoase i-am spus. Și cu siguranță este aici el cu noi, pentru că eu cred că este unul de cei mai mari supereroi cu adevărat. Nu există Spider-Man, Batman, toți sunt niște desene animate, niște imagini așa create, dar Sfântul Nicolae chiar există și el este chiar cu adevărat un supereroi. Așa că gândiți-vă până la final să vă gândiți ce ați vrea să vă ducă Moș Nicolae. Te-ai gândit? Da? Și eu. Bine. M-am gândit. Până la final, mă spuneți până atunci, cred că ar fi momentul foarte oportun pentru un cântec foarte frumos. O fetiță minunată și talentată care cântă la chitară, vrea să ne cânte un cântecel frumos. Vreți să vă ascultăm? Da. Bine, haideți să o strigăm acum să vină imediat. Să vină aici lângă noi. Ne-am schimbat.
schimbat puțin decorul, puțin am reorganizat. De ce? Pentru că avem între noi o surpriză frumoasă. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești tu? Cerma Camila. Și în ce clasă ești? A noua. La liceul? De artă, Sabin Drăgoia Arat. Am înțeles. Și instrumentul acesta minunat este o... chitară. Care este prietena ta de foarte mult timp? Da. Cam de câți ani? De 4 ani. De 4 ani. Ia spune-mi, cred că ai cu siguranță unor profesori să le mulțumești care te-au ajutat și te-au instruit, nu-i așa? Da, da. Cui, spune? Mai ales profesoarei mele, Ana Pielori. Mulțumim frumos, doamna profesoară. Și spune-le, te rog frumos, ce ne-ai pregătit astăzi? Astăzi voi cânta un rondo de Ferdinando Caruli. Ah, ce frumos! Te ascultăm! Da, stați! Uitați-vă înainte! Și ai uitat să le spui. Tot? Ce să spun? Că mi-ai făcut așa o surpriză frumoasă, chiar dacă nu mi-am pregătit ghetuțele. Da, ea este surpriza pentru tine, dar noi între timp trebuie din când în când să ne uităm, iartă-ne, iubito, dar uite să ne uităm aici, pentru că avem ghetuțele frumoase puse, foarte frumos și aici la sobiță. Sunt goale. Ia, uitați-vă și din când în când să fim atenți dacă nu cumva, a apărut moș, dacă nu cumva a lăsat ceva între timp. N-a lăsat încă. Așadar, să ascultăm minunatul cântecel. Surpriza mea pentru tine. Scuze. Atunci și am o surpriză pentru tine. Păi așa te rog frumos. Ai o surpriză pentru mine? Acum îți dai seama. Draga noastră, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Ești foarte talentată și te mai așteptăm să mai vii la noi în emisiune. Felicitări. Deci ți-ai pregătit și smulițele? Da, sigur că da, acasă. Atunci hai să urmărim și surpriza mea pentru George și pentru copiii din platou. Hai să nu am uitat că sunt acasă. Voi v-ați uitat să vedeți dacă nu? Dar știi că eu întotdeauna când spun
ceva și îți promii ceva, mă țin de cuvânt. Știu, cum și tu de asemenea, te ții de cuvânt. Vreau să chemăm, este pe și aici. Mihai, și Mihai se ține. Și Mihai te ții de cuvânt. Și te ții de felicitări. Trebuie să vii niște este ai să-i promit. Bravo, foarte bine. Promiteți acum acolo în camera la Moș Nicolae că vă de țineți acolo, de acum înainte de cuvânt și veți fi foarte cuminți. Promitem. Să promitem? Promitem. Bun, așa. Este aici o surpriză pentru tine, dar nu știu unde s-a ascuns o prințesă. Poate în ghetuțe. Să o chemăm ghetuțe? Alături de noi, nu? Pe Anastasia. Bună dimineața. Maria Solomia, veni lângă noi, bună dimineața. Draga mea. Bine venit din nou aici, în platoul emisiunii Trecesa cu povești, în ajun. Bine te-am regăsit și noi, iubita, da? Uite, dăm voie să-ți aprind așa. În ajun de Moș Nicolae, înainte de acest, înainte de a te întreba, dacă ți-ai pregătit și tu, gizmărițele, să te prezinți celor de acasă. Mă numesc Solomie Maria Anastasia și am 8 ani. Și de unde ești tu, de la ce școală? De la pedagogic. Pedagogic, ia salute pe colegii tăi și pe doamna învățătoare. Îi salutăm și noi și poate îi așteptăm și pe ei aici la noi în platou. Draga mea, cine ai pregătit? Sau pentru George, că noi am vorbit. Nu-i spui nimic, am pregătit Maria, am pregătit Haleluia și Moș Nicolae. Ah, ce drăguț. Tu te-ai gândit ce vrei de la Moș Nicolae? Îi las să-mi fac o surpriză. Ah, ce drăguț. Să-ți pregătești pe deseară și tu. Lustruiești bine, bine cizmălițele, da? Da. Și le pui acolo să vină la noapte, toată lumea așteaptă. Hai să te ascultăm. I heard the wise secret card today for the play that I pleased the Lord. You don't really get for music, do you? Well, it goes like this, so for the fifth, the minor four and the major leaves, the baffled king come buzzing, hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke a promise. Hallelujah, hallelujah.
așa? Bun, vreți să sărim? Hai să vedem! Suntem pregătiți! Anastasia. Da. Cine nu-l iubește pe Moș Nicolae? Minunat. Maria, spune-ne puțin înainte, ce mi-ai făcut tu? Pe unde ai mai fost? Unde ai mai cântat? Păi am mai fost. Păi pe unde ai mai fost? Pe la Bacău. Ah, pe la Bacău. Și la Bacău ai ajuns? Da, da. Ce da. Acolo? A fost un festival? Da. Și ce ai făcut acolo? Ai câștigat un premiu. Da. Întâmplător ai câștigat un premiu. Evident. Și cum a fost? Foarte bine. A fost bine? Da. Ai fost foarte apreciată? Da. Ce premiu ai luat? Mențiune 1. Bravo, felicitări, hai să aplaudăm! Maria, îți dorim ca Moș Nicolae să-ți aducă exact ce dorești tu și ce crede că el este că ce e mai bun pentru tine, asta să-ți aducă și ție și părinților tăi minunați, care mulțumim foarte mult că sunt alături întotdeauna. Sărbători frumoase, familiei tale și mai ales ție, iubita. Mulțumesc. Mulțumim frumos că ai fost alături de noi. Îți mulțumim tare mult. Și acum, cred că urmează momentul pentru un invitat, nu? Da, ar fi și haideți momentul... să vedem despre cine este vorba, cine a venit aici la noi în emisiune, mai ales că suntem... Stați! Da? Oh, m-a speriat. Hai, dragi. Ah, am crezut că... Dar nu e nimica. Noi sperăm, totuși. Tot sperăm, da. Dar am invitat, dat fiind faptul că de seară este ajunul lui Moș Nicolae, da? Pe cineva. Haideți să vedem despre cine este vorba. Dragi prieteni, avem un invitat foarte, foarte drag mie și multor arădeni. Este părintele Ștefan Negreanu, care este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ilarion Felea din Arad. Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, bine v-am găsit! Noi ne bucurăm foarte mult că în sfârșit v-am reușit să vă prindem. Știu că sunteți foarte, foarte ocupați și ne bucurăm, ne onorează prezența Sfinției voastre. Ne bucurăm că suntem aici împreună cu dumneavoastră. Părinte, acum când ne aflăm în preajma Sfântului, noi spunem Moș Nicolae, noi copiii mici, dar am vrea să știm mai multe despre Sfântul Nicolae. Cine a fost el?
cred că Sfântul Nicolae nu se supără deloc dacă este numit Moș Nicolae, pentru că aceasta îl face atât de apropiat și intim tuturor, nu numai celor mici, cât și celor mari și bunicilor și părinților. Și pentru tot, pentru că toți am fost copii, toți rămânem cu afinitatea aceasta și cu legătura aceasta creată între noi și Sfânt, și rămânem cu gândul acesta, tot Moș Nicolae îl numim ca un moș al nostru, ca un părinte al nostru, foarte apropiat și foarte iubitor. De fapt și, și la alte popoare el se numește Bunicuțu, da? Foarte, e ca un bunicuț bun și blând și ajutător, dar cu puteri și cu lucrări cerești. Sfântul Nicolae, putem să spunem că dintre toți sfinții, după Maica Domnului, este cel mai prețuit de credincioși. De cei, de mai ales de credincioși ortodoxi, dar nu numai de ortodoxi, ci și în țările catolice este foarte prețuit Sfântul Nicolae. Și este cel mai cunoscut, cel mai prețuit și în mod deosebit el este prețuit și iubit de copii. Dar el când, în ce perioadă a trăit? Noi nu știm, poate mulți dintre noi și nu suntem... S-a născut cu vreo 10 ani înaintea terminării celui de-al treilea secol creștin, adică undeva pe la 290. Și el a dus o viață, s-a născut din copilărie, a fost creștin, a crescut într-o casă creștină, cu părinți creștini. Nu se știe prea mult despre familia sa, dar a dus o viață foarte evlavioasă, foarte smerită. Și chipul în care el a ajuns să fie episcop sau arhiepiscop al Mirelor Lichiei, pentru că Sfântul Nicolae, așa îl numim noi în biserică și în cărțile de cult și în cărțile de teologie, este Sfântul Ierar Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Mira Lichiei era o regiune undeva în Asia Mică, Turcia de astăzi. Și el s-a născut acolo, în preajma acestui oraș Mira, a crescut acolo în casa părintească și a ajuns la maturitate, dar trebuie să vă spun ce chip minunat a ajuns el să fie ales arhiepiscop al Mirelor Lichiei. Pentru că, așa cum am spus, el era o persoană foarte smerită, care stătea deoparte, care poate nu era observat de mulți. Ajunsese să moară episcopul Mirelor Lichiei și atunci s-au adunat clerul și poporul și ceilalți episcopi din jurul localității, care alții din alte localități din jurul Mirelor Lichiei, ca să leagă un nou episcop. Și au durat zile întregi și n-au găsit pe cineva vrednic ca să poată să fie ales episcop al acestui oraș Mira. Și până la urmă au hotărât, cel mai în vârstă dintre episcopi, a hotărât împreună cu ceilalți și cu poporul, că cel mai bine ar fi să se roage toți. Dacă se poate cât mai mult și toată noaptea, ziua și toată noaptea care urmează după acea zi de rugăciune, iar după aceea să meargă toți la casele lor, cineva să rămână în biserică și să aștepte acolo. Și primul credincios care va intra în biserică dimineața, dis de dimineață, să se închine, acela să fie episcopul, noul episcop al Mirilor. Așa s-a și făcut. S-au rugat toți și Dumnezeu a lucrat și l-a chemat pe alesul său, pe Sfântul Nicolae, care nu era cunoscut de nimeni, nici nu făcea parte din cler, și care dis de dimineață s-a sculat și a venit să se închine, să se roage la biserică. A intrat în biserică, atunci credincioșii s-au dat seama toți și episcopii locului că acesta este alesul cel rânduit de Dumnezeu ca să fie ales arhiepiscop al Mirelor Lichiei. El a ezitat foarte mult, n-a primit de îndată, pentru că se considera nevrednic de o astfel de cinste și de o astfel de lucrare, cum este cea arhierească de episcop, și s-a rugat mult, dar noaptea a avut o vedenie. Într-una din nopți a avut o vedenie și în vis l-a văzut pe Mântuitorul dăruindu-i Evanghelia, o Evanghelie, adică cuvântul său și datoria de a predica cuvântul în postura aceasta foarte înaltă de arhiepiscop, aceasta fiind cea din tâi
lucrare a arhiepiscopului de a predica cuvântul lui Dumnezeu și a de a ține dreptarul credinței a unui episcop. Aceasta este prima și îndatorire. Iar și pe Maica Domnului a văzut-o în vedenie dăruindu-i un omofor, semnul că Maica Domnului și ea dorește să fie episcop. Omoforul fiind semnul veșmintelor, veșmântul cel mai de seamă al episcopilor cu care se îmbracă la slujbă. Acele semne albe care cu peste, care se pune peste cel anteveșminte. Îl poartă pe umeri episcopul și pe piept. Și atunci Sfântul Nicolae, Moș Nicolae, așa cum le place la copii și nouă să-i spunem, a primit, a devenit arhiepiscop al mirilor Lichiei și a început lucrarea cea grea de a păstori turma rânduită lui, adică a credincioșilor de acolo din arhiepiscopia mirilor Lichiei. Dar viața lui nu a fost ușoară, deși atunci când a ajuns el arhiepiscop, deja vremurile se mai liniștiseră, pentru că până de curând, până înainte de a fi ales, fusese persecuții și mulți dintre creștini fusese uciși și martirizați, alții le confiscaseră averea și multe, multe suferiseră din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor. Venise Sfântul Împărat Constantin la conducerea Imperiului și atunci a dat libertate creștinilor. Sfântul a beneficiat și s-a bucurat împreună cu turma sa de această libertate care s-a dat creștinilor, dar au venit alte greutăți, pentru că așa au fost avertizați creștinii și de Sfântul Apostol Pavel, care spunea că vor veni între voi lupi răpitori, care vor sfârșia turma. Aceștia sunt eretici. A apărut atunci un eretic mare, care se numea Arie, și care încerca să distorsioneze învățătura cea dreaptă a bisericii, a Bisericii lui Hristos și spunea și susținea un lucru foarte grav. Susținea că Iisus Hristos nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, ci este doar o creatură importantă, nu este Dumnezeu adevărat, este prima creatură prin care s-au făcut toate, este un înger, dar nu este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Și atunci Sfântul Nicolae s-a ridicat în apărarea dreptei credințe. Atunci s-a convocat primul sinod ecumenic la Nicea și cu susținerea împăratului Constantin, Sfântul Împărat Constantin. Acolo la sinod a participat și Sfântul Nicolae și el a fost unul mare apărători ai credinței ortodoxe și a apărat-o cu mult curaj, cu multă hotărâre și a avut un aport mare și la alcătuirea crezului pe care noi astăzi îl rostim în biserică, Sfântul Nicolae. Minunile lui pe care ca păstor și ca episcop și ca lucrător în turma lui Hristos au fost multe și mari încă din timpul vieții și mai multe după plecarea lui la Domnul. Noi știm o întâmplare foarte frumoasă, chiar o prietenă foarte dragă de-a mea care s-a rugat Sfântului Nicolae și a primit un băiețel, da. Un copilaj. Asta foarte, foarte. Aș vrea să vă spun o întâmplare din viețile Sfinților, dar puțin și mai hasulie, poate să le placă copiilor. O măicuță, deci o călugăriță, care era bolnavă de mai mulți ani la pat, ajunsese să se bucure de orice lucru și de o clătită pe care, uite, nu avea cine să-i o dea și într-o zi, fiind și bolnavă și înfometată, a început să se roage și pentru că acolo în mănăstirea în care stătea era ocrotită, mănăstirea l-avea ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos la Iordan, îl tot striga pe Sfântul Ioan și îi spunea: Sfinte Ioane Botezătorul, și mie o clătită, adică ajută-mă să pot mânca și eu astăzi o clătită, că tare poftă. Și știți că bolnavii și bătrânii au așa niște pofte uneori care se aseamănă cu copiii, la copiilor. Și tot a strigat până când i s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a zis: măicuță, eu toată viața mea am mâncat numai lăcuste și miere sălbatică și ierburi din pustie, eu n-am de unde să-ți dau ție clătite, dar strigă la Sfântul Nicolae că acela e bogat și o să-ți dea. Și maica a schimbat repertorul și a început să spună: Sfinte Nicolae, te rog, dă-mi și mie o clătită. Și n-a strigat decât de câteva ori și atunci o altă măicuță care stătea acolo în mănăstire, fără să știe nimic despre aceasta, a deschis ușa și a zis: măicuță, ți-am adus o clătită. Ce frumos! Da, iată cum ce minuni, bine, și minunea aceasta a Hazliev spune despre cât de grabnic ajutătorul. Să știți că în biserica ortodoxă,
doar câțiva sfinți sunt numiți grabnici ajutători, dintre care în primul rând Maica Domnului, adică grabnic ascultător și ajutători. Maica Domnului în primul rând și apoi după ea, în chip deosebit, între ceilalți sfinți, este numit Sfântul Nicolae grabnic ajutătorul și ascultătorul. Este grabnic în ajuta și face multe, multe minuni până astăzi Sfântul Nicolae. Părinte, așa de încheiere, pentru părinții care ne urmăresc cu cei mici, cum trebuie să ne apropiem noi copiii de Sfântul Nicolae, cum să ne rugăm lui și cum trebuie părinții să se raporteze la Sfântul Nicolae împreună cu copiii lor? În primul rând, îi sfătuiesc pe părinți să... E frumos și e bine că Sfântul Nicolae a intrat în legendă. Dar e bine din când în când să-l scoatem din acest abur de legendă, de parcă n-ar fi fost o persoană reală. El este o persoană reală. Îl văd ca pe un supererou. Da, este o persoană reală și nu numai că el a fost, el este o persoană care, pentru că știți cum zice Mântuitorul, cel ce crede în mine, chiar de a muri viu va fi. Și el este viu în Hristos și el este mai puternic și mai ajutător acum după ce a trecut la Domnul, pentru toți cei care cer ajutorul. Și atunci să învețe pe copii și ei, părinții, să învețe, dar să învețe și pe copii să se raporteze la Sfântul Nicolae așa cum și se ostenesc și se silesc copiii să creadă în Moș Nicolae și să se raporteze la Moș Nicolae și la Sfântul Nicolae, deci ca la o persoană reală, foarte apropiată, foarte miloasă, ca la un bunicuț bun care, dacă îi vom cere cu credință un lucru care e folositor și bun nouă sau celor de lângă noi, ne va ajuta negreșit. Să nu uităm din rugăciune pe Sfântul Nicolae. Vă mulțumim mult de tot, părinte. Cu multă dragoste. Vă mai aștept și cu altă ocazie să ne mai povestiți, să ne împărtășiți, pentru că cred că e o șansă bună să vorbim copiilor despre sfinții care sunt cu adevărat supereroi și la care se pot raporta cu adevărat, așa cum spuneți, care erau niște persoane vii, cum și sunt. Și să știți, copii și părinți, dar mai ales copii, să știți că Sfântul Nicolae i-a iubit foarte, foarte, foarte mult pe copii și întotdeauna că îi veți cere ceva, sigur vă vor asculta. Sfântul Nicolae vă va asculta. Mulțumim mult de tot, părinte. Bucurie multă și un Sfânt Nicolae cu multă bucurie. Doamne ajută! Dragii noștri, noi mergem mai departe cu finalul emisiunii noastre, pentru că nu e așa, ne pregătim și noi, poate Sfântul Nicolae ne-a lăsat cu o zi mai repede, poate ceva în ghetuțele noastre. Haideți să vedem! Hai fuguța, destruim bine ghetuța și o punem la intrare să vină Moș Nicolae să ne aducă cu dulciuri și cu păpuși să-l pândim de după uși. O să vină acuș acuș. Bravo! Foarte bine, Carla! Are emoții multe, multe. Este foarte sensibilă, dar așa sunt copiii. Da, sigur că da, sigur. Dar mai am aici o copilă. Și mai avem pe cineva. Da, Deni, tu nu mi-ai spus. Na, hai, zi-mi și tu povestea acum. Zi ceva acolo. Uite, acolo, Deni, zi. La două. Da, niciodată nu să fie să ai povesti. Așa. Un moș. A fost un căluț care mergea să cadă în care. Era sărac, dar nu era să sărac. Avea și mâncare, avea și păpus, dar îi mai trebuia ceva. Așa, dar zi un pic mai tare. Dar atunci, când a mers și el așa, a ajuns într-o pădure. Așa. Dar atunci, într-o pădure a văzut mulți copaci și atunci au zis, hai să, au văzut o apă și atunci zicea, hai să mă bag în ea, să mă răcoresc, dar apa era vie, apa era magică? Și ce se întâmpla pe urmă? Și atunci a venit o zână. Așa. Și atunci i-a dus multe daruri și s-a dăruit. Așa. Și a dăruit și mai departe căluțul, nu? Da. Dar zâna cine a fost trimisă? De moș? A fost trimisă de moș, Nico? Laie. Așa. Și am încălecat pe așa și mi-a spus povestea asta. Via! Bravo, foarte bine! Acum cred că este momentul... Stați!
Ia, uite-ți că vezi. Mihai. Tu deja te-ai pregătit de Încercăm să facem și noi să vedem dacă apare ceva. Da, cred că înainte de a face dragii mei, haideți aici, trebuie să vă mulțumim frumos. Vreau să mulțumim frumos doamnei Maria Ifringă, care ne-a promovat aceste minunate. Care ne-a pregătit. Ia uitați-vă aceste mulțumim mult. Da, și de asemenea mulțumim frumos sponsorilor noștri și bineînțeles sponsorului Bau Construct, da, care Bau Partner, care a fost alături de noi și care ne-a ajutat foarte mult. O să vedeți de ce. Mă mulțumesc copilaș. Mihai, haideți David, vă mulțumesc tuturor, vouă. Ce încercăm? Andreea, ne spui și tu o poveste? Nimic, nu ne spui nicio poveste mică? Bine, atunci, dar măcar... spuneți-ne, ce vreți să vă aducă moșul? Frate, așa, mă uitați să vă aduc. Mi-am închisă de aia să-mi zicoată camerii. Dar întoarce-te acolo la cameră să vadă. Și mai departe, spune, Ana, tu ce-ți dorești să aducă moșul? De cenușăreasa. Și tu, Ștepi? Multe haine cu cenușăreasa. Și tu? Lasă să fie o surpriză. Ce frumos, stai să mai mai adică, mă, da? Da, acolo, așa. Păpușa Aurora. Și tu? Ia să vedem mai departe. Uite, de acolo, mami, acolo, așa. Vreau roche de Ariel. Roche de Ariel. David, tu ce-ți dorești? Vreau mașină de noroi care are telecomandă. Mașină de noroi, aia cu sigur vine la Francesca. Cu ceva mașină de spălat lângă. Francii. Hai să o vedem și pe Franci. Mai face, mai spate David. Uite, vine și Suriala deja pregătită și are ce dorești? Nu ți-ai gândit ce dorești tu să-ți aducă Moș Nicolae? Haideți să facem mai lângă mine. Așa. Ce-ți dorești? Așa. Păpuși. Multe păpuși. Bineînțeles, Mihai. Hai, tu ce vrei? Haideți să facem așa. Rumia în Enderman și într-un dragon negru și Enderman negru. Ați înțeles, deci moșul trebuie să aducă și mult. Și un om cu armură și sabie și arc. Și mai ce? Mai și dorești sabie ceva? Și... Nu mai dorești nimic? Și zombie. Și zombie. Oh, de mine, vai de mine. Abi, hai să te întorci, uite, te rog acolo la cameră. Abi ne-a spus, să te Abi ne-a zis. Abi ne-a spus, așa, da? Maria, ia zi. Păi, eu aș vrea cele două păpuși, Ana și Elsa, care cântă. Așa. Carla, și? Hai să vedem ce-ți dorești tu. Eu aș vrea niște ghete. Niște ghete? Ghete goale? Niște ghete, ce culoare? Roz. Niște ghete roz. Da, cred că știu despre ce este vorba. Mulți copii acum tot felul de desene și tot felul de vedete și acum au apărut și ghete cu astfel de acum, imagine. În momentul cred că se pot să spun și eu ce-mi doresc. Toți mi-ați spus, v-ați spus, să te gândești și tu. Eu îmi doresc foarte mult. Și de Ariel, da, și cu coada de Ariel. Eu îmi doresc foarte mult să fim sănătoși. Îmi doresc ca Sfântul Nicolae să ne ajute nu numai mâine sau în seara aceasta, ci în fiecare zi a anului. Și vreau ca fiecare copil care calcă pragul emisiunii noastre să învețe ceva bun și frumos și ca cei de acasă și ei să se bucure, să ajungă din bucuria și din iubirea pe care noi împărtășim în emisiune, să ajungă în inimile voastre celor de acasă. Și din fiecare poveste să învățăm cu toții câte ceva. Așa și să nu uităm, da, să fim buni, da. Sănătatea este pe primul plan. De asemenea, și eu îmi doresc multă sănătate. Chiar dacă mi-aș dori multă, ca și orice copil, că și eu sunt copil în suflet. În primul rând ne dorim multă sănătate. De asemenea și dumneavoastră, celor de acasă, vă dorim multă sănătate. Și să fim cu toții bine și să ne revedem în fiecare sâmbătă de la ora 10 pe VSTV Regional. Și așa cum spuneam, și joi, da, Maria, Sfântul și joi, Nicolae să vă aducă multă bucurie, multe daruri frumoase și sufletești și bineînțeles și de ce nu materiale, pentru că de toate avem nevoie. Mulțumim frumos copiilor, mulțumim frumos Ana, Andreea, Mădă, mulțumim frumos Carla, Maria, Mihai, Alberta, Francesca, David, Denisa și Ștefania. Mulțumim frumos colegilor noștri, Dodi și Lujol. Mulțumim frumos că sunt alături de noi. Și povestea, evident, continuă, dar... Încerc. Eu mai încerc o dată. Încercăm. Atenție. Fiți atenți aici, la mine. Mihai, ești atent? David? Georgi, ce se întâmplă astăzi? Pare rău. Georgi. La revedere. Povestea continuă. La revedere. Astăzi nu avem nimic. Până ceau! Dragii noștri, ne revedem săptămâna viitoare!
Of, ce carte frumoasă și ce multe povești, dar toate se termină cu bine, așa de Georgie. Nu pare că sunt în... Georgi! Ia uitați-vă, copii! Vai de mine, ce cadouri! Stai că mă hâsă ca mam! Copii, veniți înapoi! Vai de mine! Vai, ia uitați-vă, ne-a arsat! Hai de repede, Mihai! Vai de mine! Super! Vai! Vai, ce frumos! Vai, ce bucurie! Hai de mine, minunat! Moș Nicolae a venit! Mulțumim, moșule, că ai venit! Ați văzut, dacă ați fost cu mine, ia arătați-le acolo părinților! Ia, deci ziceți mulțumim, Moș Nicolae! Și faceți Moș Nicolae. Cu mânuța! Ați văzut, dacă sunteți cu mine? Acum puteți să spunem povestea continuă! Povestea continuă! Ne revedem săptămâna viitoare! Ciao. Veștile pe toți vă așteaptă, e lumea tuturor frumoasă și bogată, eroi cu prințese și zâne fermecate, aventuri.